2, 3, da? E, aici e punctul culminant. Vă zic și de ce. În momentul în care ea începe inside-ul, ea pe ultimul pas are pivot. Și atunci se îndepărtează de mine și aveți impresia că o sublimați. Eu trebuie să calc pe timp în același timp, dar trebuie să fiu și pe fază ca să sar ca din pușcă, da? În momentul în care a terminat figura 1, mă duc după ea. De-aia nu e pivot, nu e întoarcere pe loc, vezi? E deplasare. Mă duc după ea, iar următorii doi pași sunt pe loc cât să mă răsucesc. Primul e important că trebuie să fac mai măricel și mai rapid spre ea, ca să-i dau ei voie să ștergă întoarcere. Dacă eu nu fac pasul mare și eu ia după ea, da? Nu mai are unde să întoarcă. N-are. Și atunci scopul să ajung cu ea ca să-i dau legitimitatea asta aici. Și eu vreau mai dau ce vreau la lițipă de la. Da. Păi ultima oară când cam cu stângul. Ultima oară când cam cu stângul și acum urmează dreptul. Fie în spate, fie pe loc. 5, 6, 7. În funcție de cât de mult se deplasează. Acolo. Exact. Hai.